În România, dacă ai bani, îți poți cumpăra imediat un autoturism. Numai anul trecut, oamenii au cumpărat peste 80.000 de mașini, însă nu aceasta este problema, ci locurile de parcare. Dacă v-ați săturat de discuțiile contradictorii pe un loc de parcare cu vecinii de bloc, trebuie să știți că primăria vă ajută să obțineți legal un astfel de spațiu. Pentru a putea dobândi dreptul de utilizare asupra unui loc într-o parcare de reședință, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă adresa de domiciliu într-un imobil al cărui fronton se găsește la mai puțin de 30 de metri de respectiva parcare, să înregistreze o cerere avizată prin semnătură și ștampilă de către reprezentanții împuterniciți ai imobilului de domiciliu, să facă dovada prin prezentarea în original a cărții de identitate a vehiculului sau a certificatului de înmatriculare, a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul funcțional, a cărui masă să nu depășească 3,5 tone. Prezentarea uneia dintre aceste acte în original la momentul achitării taxei anuale este obligatorie. Neprezentarea uneia dintre aceste acte în original atrage după sine imposibilitatea achitării taxei anuale pentru locul de parcare. În cazul în care solicitantul, persoană fizică sau juridică, nu are calitatea de proprietar al autovehiculului pentru care se solicită un loc de parcare, acesta trebuie să facă dovada dreptului de utilizator prin prezentarea contractului de achiziționare a autovehiculului în sistem leasing. În cazul în care vehiculul încredințat este achiziționat în sistem leasing, este necesar a fi prezentat și documentul care atestă calitatea de utilizator a persoanei juridice sau să facă dovada prin prezentarea unei adeverințe că persoana juridică ce are calitatea de proprietar al autovehiculului este de acord ca solicitantul să utilizeze vehiculul, inclusiv să parcheze la domiciliu. Dacă îndepliniți aceste condiții, trebuie să anexați dosarului următoarele acte: cererea tip avizată de asociația de proprietari care va fi eliberată de către reprezentanții serviciului parcări, cartea de identitate cu domiciliu la adresa unde solicitați locul de parcare, certificatul de înmatriculare al autoturismului, contractul de leasing, dacă este cazul, certificatul fiscal eliberat de Direcția Generală de Impozite și Taxe locale, din care să rezulte că nu figurați cu debite restanțe către bugetul local, contractul de comodat, dacă este cazul, plan amplasare parcaj în zona și a locului solicitant pentru rezervare în cadrul parcajului, copie după buletinul de identitate sau cartea de identitate. Cererile se depun la biroul 1 din cadrul Centrului de Informare pentru Cetățeni din incinta molului din zona Tomistrei. Taxa aferentă utilizării spațiului este de 149 de lei pe an pentru persoane fizice și 430 de lei pe an sau 87 de lei pe lună pentru persoane juridice. Spațiul va fi închiriat pe un an și se acordă în conformitate cu tabelele întocmite de asociațiile de proprietari ale blocurilor limitrofe parcajelor în limita locurilor alocate existente pe teren.